Memorialul Ipotești va fi gazda unei expoziții de artă vizuală intitulată Între alb și negru, având pe simeze lucrările a doi pictorieșeni, Ofelia Huțul și Gheorghe Lungu, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, la Iași. Cu numeroase expoziții personale și colective în țară și în străinătate, cei doi artiști au în palmaresul lor o bogată paletă de premii obținută în cadrul saloanelor de pictură la care au participat. Proiectul celor doi artiști plastici susține conceptul potrivit căruia în viața aceasta totul este posibil. Nimic nu este imuabil. Absolut orice ființă cu sentimentele și trăirile sale poate suferi transformări. Operele celor doi artiști plastici îndeamnă privitorii să traverse zonele negre sau gri și să opteze întotdeauna pentru albul imaculat, spre diversitate și perfecțiune. Diferite ca stil și culoare, compozițiile artiștilor se îmbină armonios pe simeze, creând o atmosferă în care sufletul privitorului nu poate decât să vibreze. Vernisajul expoziției între alb și negru va avea loc în data de 24 mai, de la ora 13 în sala Horia Berna din cadrul Memorialului Ipotești.